Alberto Caballero, un matematician spaniol de la Universitatea din Vigo, trage un semnal de alarmă legat de pericolul intrării în contact cu extraterestrii. Într-o lucrare publicată în revista Arxiv, expertul a oferit o estimare a existenței civilizațiilor extraterestre rău intenționate, care ar putea pândi în Calea Lactee. Daily Mail relatează că Alberto Caballero nu are niciun dubiu privind existența unor civilizații extraterestre. N-am avea niciun motiv să fim bucuroși de această descoperire. Potrivit cercetătorului, există probabil 4 civilizații extraterestre ostile în galaxie, sugerând că există astfel de grupuri diabolice care ar putea viza Pământul. Am conceput lucrarea pe baza vieții așa cum o știm noi, nu cunoaștem mintea extraterestrilor. O civilizație extraterestră poate avea un creier cu o compoziție chimică diferită și ar putea să nu aibă empatia noastră sau ar putea avea mai multe comportamente psihopatologice, a spus matematicianul. Potrivit acestuia, pe măsură ce societatea de pe Pământ a devenit mai avansată, au existat mai puține invazii extraterestre. Alberto Caballero afirmă că dacă vom continua să transmitem mesaje în spațiu, probabilitatea ca acest lucru să ducă la propria noastră distrugere ar fi în continuare aproximativ aceeași ca Pământul să fie lovit de un asteroid global catastrofal. Nu este primul savant care trage un semnal de alarmă pe această temă. Regretatul Stephen Hawking afirma înainte cu câțiva ani să moară că mesajele transmise de pe Pământ ar putea atrage viața extraterestră ostilă ce ar distruge rasa umană. Faptul că probabilitatea estimată a unei invazii extraterestre este cu două ordine de mărime mai mică decât a unei coliziuni cu un asteroid ucigaș, asta ar trebui să deschidă ușa spre următorul pas, care ar fi o dezbatere internațională privind trimiterea unui mesaj radio interstelar în spațiu, a mai spus cercetătorul. Declarațiile acestuia vin în contextul în care recent Agenția Spațială din Statele Unite anunța o nouă era a astronomiei, odată cu lansarea celui mai puternic telescop, James Webb. Acesta a plecat să exploreze cele mai nepătrunse secrete ale cosmosului, la o distanță de 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Potrivit experților, acesta ar putea în sfârșit să răspundă la întrebarea dacă există sau nu extraterestrii. Sky News citează un astrobiolog de la NASA care vorbește despre medii posibil locuibile, o definiție care continuă să se extindă. Universul este un loc destul de mare, dacă suntem doar noi, pare o risipă îngrozitoare de spațiu, a declarat acesta. Lansat recent, James Webb, cel mai performant telescop spațial al omenirii, va putea vedea cosmosul la doar 100 de milioane de ani după Big Bang, eveniment care a dus la formarea Universului în urmă cu 13,8 milioane de ani. James Webb oferă rezoluție și sensibilitate în infraroșu, tehnologii îmbunătățite față de Hubble și permite o gamă largă de investigații în domeniile astronomiei și cosmologiei, inclusiv observarea unora dintre cele mai îndepărtate obiecte din univers, cum ar fi formarea primelor galaxii și proprietățile atmosferice ale exoplanetelor potențial locuibile.